cum se simte dincolo de masca pe care o purtăm zilnic. Tu ce vezi în tine? Îți accepți partea întunecată? Astăzi vreau să vorbim despre cine suntem atunci când ne întoarcem către noi înșine. Așa cum lumina și întunericul se află într-un raport de interdependență și formează un întreg, așa și noi avem în structura noastră interioară elemente pe care vrem să le scoatem la lumină pentru a fi văzute și lăsăm în umbră acele aspecte despre care credem că vor fi respinse de societate. Fie că vrem să acceptăm sau nu, această parte întunecată este o parte importantă a identității noastre. Potrivit scrierilor psihologului Carl Jung, dezechilibrul începe când reprimăm, când respingem puternic, atât în viața socială cât și în viața privată, aceste aspecte din noi care nu sunt deloc de ignorat. În acest moment, vă invit să stăm față în față cu noi înșine, cu ceea ce suntem în mod autentic, dincolo de moști, când nu mai încercăm să fim ceea ce alții vor sau ceea ce credem că ar trebui să fim. Este un exercițiu bun de autocunoaștere și de echilibrare. Problemele pe care le avem în relații, izvorul de anxietăți, frici și insecurități, pornesc de aici, de la această tendință de a ne ascunde după o mască. O să ne oprim la două dintre conceptele definite de Carl Jung, și anume persona și umbra. Termenul persona provine din latină și înseamnă mască sau personaj. Persona este masca socială, tot ce afișăm în societate ca să fim considerați o persoană perfectă. Ne dorim să fim văzuți într-un anumit fel, astfel încât creăm și întreținem această fațadă. Este important să ne dăm seama că persona nu este întotdeauna cea mai autentică versiune a noastră. Umbra este aspectul întunecat al personalității noastre, latura negativă, inacceptabilă, pe care nu vrem să o vedem, preferând să o ascundem atât de noi înșine cât și de ceilalți, pentru că nu se încadrează în tiparul ideal de personalitate pe care vrem să-l afișăm. Este alcătuită din gânduri, dorințe, fantezii, impulsuri și emoții primare, considerate imorale, astfel încât le negăm și le împingem în inconștient. Este ca și cum am avea un sertar ascuns în mintea noastră, plin cu tot ce refuzăm să acceptăm despre noi înșine. Aceste aspecte pot include dorințele refulate, impulsurile violente, gândurile negative sau trăsăturile pe care le considerăm a fi nefavorabile. Pentru că respingem umbra, ea se separă de identitatea conștientă și se acumulează într-o zonă numită de Jung arhetipul umbrei. Umbra ta, de fapt, se află în spatele moștii pe care o porți. Deoarece se desfășoară la nivel subconștient, de cele mai multe ori îți este greu să o identifici și să o conștientizezi. Îndesăm în acest sertar din mintea noastră toate lucrurile de care fugim și de obicei ne confruntăm cu umbra doar în momentul în care o întâmplare copleșitoare din viața noastră face ca durerea acumulată în umbră să erupă foarte puternic. Este ceva neașteptat și surprinzător. Dintr-o dată, suntem față în față cu niște răni nevindecate, de existența cărora nici măcar nu știam. Relațiile noastre din toate contextele sociale ne pun la încercare. În general, avem câte o mască pentru fiecare categorie de interacțiune socială. Într-un fel suntem cu familia și cu cei apropiați, în alt fel suntem și relaționăm cu colegii de lucru, altfel cu partenerul de viață și ar trebui să scoatem masca măcar atunci când suntem față în față cu noi înșine. Întrebarea esențială este cine sunt eu când nu sunt văzut de nimeni și când nu interacționez cu nimeni. În fiecare zi, aceste relații cu oamenii sunt niște provocări pentru fiecare dintre noi. Prin natura noastră, suntem predispuși să evităm confruntarea cu umbra, adică cu propria durere sau cu durerea altora. Primești laude în societate atunci când dai bine, când porți moștile reușite și când faci cea mai bună impresie.
Dar dacă analizăm mai atent, acesta este așa ca un proces de trădare de sine, de dragul de a primi confirmarea altora. Scoaterea măștii este așa de inconfortabilă, încât este aproape de neconceput. Scopul nostru este să obținem un echilibru, să ne scoatem masca măcar pentru noi înșine, să pășim față în față cu umbra noastră și să vedem ce avem de vindecat, să facem ordine în acest sertar al minții noastre. Acceptarea de sine este un aspect cheie al sănătății mentale. Adesea este printre primii pași către autovindecare, auto-îmbunătățire și stabilitate. În toate etapele vieții, în special în cele în care încercăm să ne definim și să ne identificăm, este important să fim conștienți atât de punctele noastre forte, cât și de slăbiciuni și să învățăm să acceptăm fiecare parte a noastră. Jung ne vorbește despre procesul de individuație, adică procesul psihic prin care cineva devine el însuși indivizibil și unic. În călătoria către echilibrul interior, una dintre cele mai importante etape este acceptarea și integrarea elementelor din umbră în personalitatea noastră interioară. Dacă luptăm împotriva naturii umbrei și o ascundem mai adânc, cu atât relația noastră cu această parte pe care refuzăm să o acceptăm, devine din ce în ce mai instabilă. La polul opus, dacă permitem umbrei să ne controleze și să ne influențeze acțiunile, ne lăsăm mintea deschisă spre a fi copleșită de umbră și putem deveni o amenințare pentru alții sau pentru noi înșine. Cheia către stabilitate cu această natură mai întunecată nu este să cedăm umbrei, ci să o îmbrățișăm și să înțelegem cum ne poate ajuta să ne definim ca persoane și să găsim o modalitate echilibrată de a o exprima în viața de zi cu zi. Trebuie să fim sinceri cu noi înșine și să recunoaștem că toți avem aceste aspecte mai puțin plăcute în interiorul nostru. Aceasta înseamnă să privim adânc în noi înșine și să recunoaștem trăsăturile și emoțiile pe care le-am negat și le-am ascuns tot timpul. Următorul pas este să ne întâlnim cu umbra, cu compasiune și înțelegere. Este important să nu ne judecăm pentru toate aceste aspecte întunecate, ci să ne tratăm cu blândețe și compasiune. Trebuie să înțelegem că aceste aspecte ale personalității noastre au apărut adesea ca mecanisme de apărare împotriva durerii sau a traumelor pe care le-am suferit în trecut. Apoi putem începe să lucrăm la integrarea acestor aspecte în viața noastră cotidiană. Aceasta înseamnă să le recunoaștem existența și să le acceptăm ca parte integrată a ființei noastre. Putem începe să explorăm modul în care toate aceste aspecte pot fi exprimate în moduri sănătoase și constructive, în loc să le negăm sau să le reprimăm tot timpul. De exemplu, dacă recunoaștem că avem mereu tendințe de gelozie, în loc să ne luptăm și să le ascundem sau să le tot negăm, putem să le explorăm și să înțelegem de unde vin aceste sentimente. Apoi putem să lucrăm la gestionarea lor într-un mod sănătos și constructiv, prin comunicare deschisă și încredere în relațiile noastre. Armonia interioară vine atunci când ne permitem să fim autentici, când nu mai încercăm să fim ceea ce alții vor sau ceea ce credem că ar trebui să fim, ci pur și simplu suntem noi înșine. Echilibrul dintre persoana și umbră ne aduce pacea interioară și o conexiune mai profundă cu sinele nostru adevărat. Acest material este o provocare spre autocunoaștere și spre acceptare. O să vedem pe parcurs că ne vom confrunta cu proiecția și cu reprimarea, două mecanisme care ne vor da bătăi de cap în procesul vindecării. Ne vom pune față în față cu acestea într-un video viitor. Acum începem prin a ne întreba cine suntem cu adevărat și cât de deschiși suntem să ne explorăm propria umbră. Mulțumesc că m-ai urmărit, pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like.
Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.